Apostol Iacov, în capitolul 5, cartea Apostolului iubit Iacov, în capitolul 5, o să citim la 3 versete, 7, 8 și 9, pagina Scripturii 1190, Iacov, capitolul 5, versetele 7, 8 și 9. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Amin. Amin. Avem o rugăciune cu toată biserica care spune așa. El ce ne va deschide poarta de mântărită și spălați mirează sânge vom găși să deschis și în această dimineață te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos să ajungi cu planul de mântuire în locul acesta la fiecare suflet care nu te cunoaște. Te rog să întărești biserica, Doamne, în această dimineață, să-ți întărești orice mână slăbănocită, orice picior care nu mai croiește cărări drepte. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm să lași un timp de har, să vorbești Tu fiecărui suflet și îți mulțumim, Tată, că ne asculți, pentru că noi ne rugăm în acest loc, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Pacea Domnului Iisus Hristos să vă însoțească, să străluciți de iubirea Lui. Amin. Amin. Mă bucur să fiu în această dimineață în mijlocul dumneavoastră. Sunt, cred că, pentru a doua oară la dumneavoastră în biserică și mă bucur să salut pe fratele Boiengean, Dumnezeu să-L binecuvinteze. V-am luat prin surprindere, așa e? Cunosc foarte bine pe fratele Boiengean de la București, un om iubit de Dumnezeu și așa l-am cunoscut și așa m-au zis și de fratele Boiengean din Suceava. Și o familie binecuvântată și cred că Biserica lui Dumnezeu din locul acesta este binecuvântată cu omul acesta lui Dumnezeu. Încă o dată zic, Dumnezeu să-L întărească. Amin. Acum nu am propus. Țin minte că data trecută când am fost la dumneavoastră, am vorbit înaintea Bisericii din 1 Corinteni 13 despre modelul dragostei care a fost aplicat în crucea Golgotei. Și a fost o seară de har atunci. Dar în această dimineață aș vrea să aduc înaintea noastră un subiect care este destul de puțin tratat. Un subiect pe care trebuie neapărat să vi-l aduc în atenție. Este un subiect pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru cei care cred că sunt născuți din nou prin sângele Domnului Iisus Hristos și jertfa de la Calvar. Un subiect de verificare. Iar pentru cei care nu L-au cunoscut încă pe Fiul lui Dumnezeu în mod personal și umblă cu El în mod personal, este un subiect care ar trebui să ridice multe semne de întrebare și bine ar face să ridice multe semne de întrebare. În cartea Iacov o denumesc pentru dumneavoastră o pledoarie pentru implicare. Cine citește cele 5 capitole din cartea Iacov, zici că e numai o mână de carte, o broșurică, dacă am scoate-o, dar este atât de plină de trăire și de dinamică și de activitate și de acțiune. De aceea am numit-o o pledoarie pentru implicare. Capitolul 5 din cartea Iacov vorbește despre răsplătire în urma implicării. Cum sunt răsplătiți cei care se implică în lucrarea lui Dumnezeu?
Cum vor fi răsplătiți cei care se implică în lucrarea lui Dumnezeu? Acest subiect al răsplătirii este un subiect foarte interesant. Și vreau să vă atrag atenția cu ceva. La școala unde sunt, am o profesoară care este postmodernistă și nu crede în Dumnezeu. Foarte, foarte ciudat acolo. Ea predă politică. Și la un moment dat zicea o chestie care mi-a atras atenția. Zicea, mama mea a fost într-o țară săracă, o țară comunistă pe vremea aceea. Tatăl meu a murit, mama mea era o credincioasă, spunea ea. Și la un moment dat, la mina la care lucra, au zis, cine-i creștin, îl dăm afară. Și cine nu vrea să renunțe la credința lui, o să-l dăm afară. Și alt loc de muncă acolo nu mai era. Și a spus, mama mea a fost în stare să se lase de servici, să ne ia într-o cârpă pe mine și pe fratele meu de mânuță și să plece din zona aceea pe jos, nu știu cât zeci de kilometri, și să meargă într-o altă zonă și să-și ia viața de la capăt. Și spunea ea așa, toate astea pentru că într-o zi m-a umblat pe străzi de aur. Ce nebunie! Ce ne motivează? Musulmanii cred că dacă toată viața lor trăiesc în neprihănire și nu consumă alcool, trăiesc curat, își dedică viața lui Allah, învață să conducă un avion, Boeing 747-400, cu 500 de locuri în el, și se ridică la o înălțime, trebuie să fie un expert foarte bun, un expert în a conduce avioane. Să poți să îndrepți un bloc, cât e un Boeing 747, către o clădire, să o țintești și să intri în ea. Un expert trebuie să fie. Și dacă intră cu avionul acesta în clădire, răsplata lui în cer, un loc, este 70 de fecioare, o veșnicie și distracție și destrăbălare. Și sunt în stare, oameni după oameni, să explodeze bombele pe ei, să facă tot felul de lucruri pentru ținta lor. Destrăbălare veșnică. Distracție. Curge bine. Petrece. Pe noi ce ne motivează? Ce ne duce? Care e motorul care ne aruncă la ei? S-ar putea unii să nici nu le fi gândit. Și bine asta. Clar nu e o gândire evreiască. Asta clar nu e o gândire evreiască. Vreau totdeauna să gândește bine, bine facem, dar ce câștigi? Și nu e rău. S-ar putea unii să se gândească la străzi de aur. Și vom umpla pe străzi de aur. Pe lângă Marea de Cristal. Și să fabulăm și să ne imaginăm. Să ne imaginăm lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Ce ne motivează pe noi? Vă propun în această dimineață să mergem puțin în Iacov, capitolul 5, și să mergem verset cu verset, în părți cu părți. Și să vedem când Iacov își încheie epistola lui către bisericile răspândite, okay? Și de neamul. Iacov care era, dacă vreți, președintele comunității la vremea aceea creștine, el conducea acolo adunarea aceasta, scrie o scrisoare care este destul de puternică, dar își încheie capitolul 5 cu un lucru care trebuie să ne motiveze și pe noi. Auziți, care sunt răsplătirile în implicare? Care sunt răsplătirile în urma unei vieți trăite lângă Dumnezeu? În primul rând începe Iacov și spune așa, ascultați acum voi bogaților, plângeți și... Citiți cu mine, vă rog, haideți că nu vreau să le ofer surprindere dimineața asta deloc. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru a ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele săcerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ,
În plăceri, în desfătări, v-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcele. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se potrivea. Vreau să vă imaginați că dumneavoastră ați discutat cu Iacob. Acum. Și v-ați zice lucrurile care le-au zis înainte. Și se termină voi din motiv, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare lucruri. Pe când acum vă făriți cu lăudărâșile acestea, orice laudă de felul acesta este real. Deci cine știe să facă binele, cine știe să facă bine, nu face să vârșește un păcat. Și dintr-una, din ce vorbește cu dumneavoastră, se întoarce și se uită la bogat și spune, stai, mă, voi de voi bogaților. Nu mă la partea asta de voi. Vai de voi bogaților. Imaginați-vă că discută cu dumneavoastră și dacă ați citit cartea Iacob la un moment dat, se întoarce discuția, rupe contextul și se întoarce și spune, ascultați acum voi bogaților. Te gândim, mă, de ce zici așa? De ce vorbești și cu ei? Acum noi vorbeam despre niște lucruri. Și întotdeauna zice, ascultați acum voi bogaților. Și vreau să vă spun, am scos din aceste 6 versete toate lucrurile cu care Iacob îi caracterizează pe bogați. Și aș vrea să facem un exercițiu de minte acum, auziți. Dacă luăm unui bogat, toată lumea cu mine, vă rog. Dacă luăm unui bogat, casele, aici toate lucrurile care le-am scos din versetele acestea, casele, hainele de lux, aurul și argintul, comorile, câmpiile, proprietățile, distracțiile, partiurile, mâncărurile luxoase, puterea de a acuza și de a condamna. Asta toate le ieșim aici. Cu ce rămâne? Dacă luăm unui bogat, avem un om bogat. Și când zic un om bogat, toată lumea deja are o imagine în minte. Dacă luăm casele, hainele, aurul, argintul, proprietățile, mașinile, tot îi luăm. Le luăm. Cu ce rămâne? Cum i-ar zice? Opa! Și-a schimbat titlul. Păi haideți să vă spun ce zice Apocalipsa 3 cu 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol. Zice aici, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doftorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Știți ce vrea să spun aici, Apostolul Iacob? Prima răsplătire în care, prima răsplătire, este ceea ce sunt, nu ceea ce am. Încerc un pic să explic și o să explic un pic aici. Încerc să văd că pierd pe câțiva dintre dumneavoastră. Auziți, prima răsplătire în implicare, când te implici în lucrarea lui Dumnezeu, când te dăruiești cu tot ce ești lui Dumnezeu, în urma unei vieți în care părul alb vine și îți așează ca o cunună pe capul tău, când te uiți înapoi, niciodată nu o să pomenești, uite cât am și uite cât am strâns, ci vei spune ce a făcut Dumnezeu din mine. Uite ce am ajuns, uite ce sunt. Și oamenii în jurul tău nu le va păsa ce ai și cât ai și cum ai, ci se vor uita și vor spune ce om. Ce om. N-am auzit de prea mulți bogați să se spună ce om. Da, oamenii zic în față și normal. Dar n-am auzit în spate să spună ce om. Am auzit să spună, ai auzit cât are. Ce mașină și-a luat. Ce haine poate. Ce asta are, ce asta. Și, de fapt, esența Scripturii este nu ceea ce am, ci ceea ce sunt. Știu că am dreptate, pentru că Scriptura spune că a venit la Domnul Iisus Hristos un tânăr care i-a zis, bun, învățător, Domnul Iisus Hristos îl oprește repede și spune, stop, de ce mă numești bun? Tu știi că dacă mă numești bun, înseamnă că îmi zici Dumnezeu. Că bun este unul singur, Dumnezeu. Cred că un pic și-a revenit, a zis, n-am știut cu cine stau de vorbă, și după aceea i s-a confirmat că stă de vorbă cu Dumnezeu, pentru că îi spune, ce să fac să mă oștenesc viața veșnică? Am păzit toate poruncile, am făcut și Dumnezeu îi spune, du-te, vinde tot ce are. Și n-a fost dispus să vândă tot ce are, pentru că dacă vindea tot ce are, rămânea ce este, nu ce are. Un tânăr, sărac,
cu două mâini goale și din locul acela Dumnezeu vrea să facă ceva din el, dar nu a fost dispus. Știu că am dreptate pentru că și dumneavoastră îl cunoașteți pe fratele Burbrand, care a intrat în închisoare la vârsta de 30 și ceva de ani, nu? Și a intrat în închisoare și a spus, când a intrat în închisoare la un om care avea ceva, avea o casă, avea un lucru, avea ceva, și el mărturisește după 13 ani de zile că a ieșit din închisoare, deși cu niște haine rupte și cu niște bocanci zdrobiți, a mărturisit că este mai bogat decât când a intrat. Și că lucrarea cea mai importantă e ceea ce Dumnezeu a făcut în el. Cu el. L-a zdrobit. L-a rupt în două. Și când l-a rupt, s-a scurs din el mireasma lui Hristos, care nu stă într-un suflet și într-o minte superficială, care se bazează pe ce are, pe Dumnezeu. Este duminica în care, la sfârșit, o să punem capăt turneului acesta și vreau să mă adresez și continentalilor în fața dumneavoastră și să îi încurajez să vă spun. Pentru că implicare în lucrare, cel mai important o să rămână ce sunteți. Și lucrurile care le-ați văzut, oamenii cu care ați discutat, o să rămână cu noi. Pledoarie pentru implicare. Iubiți-vă. O să mergem toți în aceeași groapă de 2 metri făcută standard. În care nu prea încap multe lucruri. Mobilă, mașini, hainele acolo rămân. Și înaintea lui Dumnezeu vom merge cu ceea ce suntem. Cu ceea ce suntem. Asta este răsplătirea pe care noi o avem încă de pe pământ. Să fii un om de care lumea nu-i vrednică. Ei de care lumea nu era vrednică. Nu știu dacă cumva în umblarea dumneavoastră cineva sau ceva v-a tăiat calea și ați început să vă uitați în jos pe mult și în stânga și în dreapta. Și cum zic fiii lui Core, m-am uitat și mi-a alunecat un pic piciorul. Uite-te, nenorocitul și nemernicul are. Și eu, copilul lui Dumnezeu, n-am. Dar uite că la stânga case mari și eu mă rog aici în foame. Mă rog în această dimineață și aș vrea să fac o atenționare. Vreau să trag cu clopotul puternic în dimineața asta și să vă spun că oamenii lui Dumnezeu, prima răsplătire este ceea ce suntem, nu ceea ce avem. V-am luat o surprindere foarte puternic în dimineața asta. Am auzit două aminuri, trei. Amin. Mulțumesc. Cu surorile o să lucrez în dimineața asta. Surorile mă ajută aici. A doua mare răsplătire de pe care textul prezintă. Prima răsplătire este, ascultați acum voi bogaților, toate comorile voastre s-au dus. Cu ce ați rămas? Vă spun cu ce ați rămas. Domnul Iisus Hristos le spune, sunteți ticăloși, nenorociți, săraci, ori și goi. Atât. De fapt, toate astea sunt ceea ce ești, nu ceea mai e. Când s-au dus tot, ce rămâne. Prima răsplătire este când ajungi în urma unei trăiri cu Hristos, este să fii ceva, nu să ai ceva. A doua răsplătire pentru un om care trăiește cu Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu. Spune versetul 7, merge versetul 7. Fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Amin. Ascultați ce spune. Nu știu de ce a pus în mijlocul textului, dar cred că înțeleg de ce apostolul Iacov a pus în mijlocul textului una din, de fapt, care este ținta, finalitatea vieții noastre pe pământ, venirea Domnului Iisus Hristos. Cea mai mare răsplătire pentru copilul lui Dumnezeu, care umblă pe căile lui Dumnezeu și caută neprihănirea și caută sfințirea fără de care nu vom vedea pe Dumnezeu, este faptul că Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului. În ziua aceea unii vor fugi la munți, dar copiii lui Dumnezeu vor sta în picioare cu capul sus. Cei răi nu pot ținea capul sus, spune Psalmul 1, dar cei neprihăniți stau cu capul sus și așteaptă venirea Lui. Cea mai mare răsplătire va fi în ziua aceea când tot ceea ce ai crezut va lua ființă.
Când tot ceea ce ai crezut acum și n-ai văzut cu ochii tăi, va fi real. Vei putea să pui mâna. Și acei ce l-au străpuns, și acei ce te-au străpuns, și acei ce au batjocorit numele lui Hristos, vor vedea cu ochii lor. Pentru că orice ochi îl va vedea. De ce Apostolul Iacov a pus în mijlocul textului acest verset? Pentru că lucrul acesta trebuie să fie în mijlocul vieții noastre. Așa trebuie să trăim. În mijlocul zilei trebuie să-mi dau seama că atunci poate să vină Hristos. În mijlocul vieții trebuie să mă gândesc că atunci poate să vină Hristos. Viața mea trebuie să fie trăită în lumina venirii Lui pe norii cerului. Amin. Amin. Venirea Domnului Iisus Hristos. Tesaloniceni spune, și aseară vorbeam la biserică despre ziua aceea. Tesaloniceni spune, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Că vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar. Ce fericire negrăită. Se va sfârși al nopții chin amar. Căci Domnul vine iar. Cred că părerile sunt împărțite în lumea teologică și mă bucur că nu prea am mare lucru de face cu lumea teologică, pentru că m-aș fi încurcat puțin. Și poate unii dintre noi să sunteți încurcați. Nu știm de mileniu, premileniu, postmileniu, toate lucrurile acestea. Vreau să vă spun care e teologia pe care o am din Scriptură. Și deja pe unii am speriat, frate, pe Hristos a liniștit că auziți ce zic. Eu cred așa. Eu cred că noi, ca și creștini, trebuie să așteptăm venirea Domnului. Că va veni după necazul cel mare, înainte de necazul cel mare, în mijlocul necazului cel mare, indiferent când va veni, eu tot la fel trebuie să-L aștept. Eu tot curat trebuie să fiu, eu tot în așteptare trebuie să trăiesc, eu trebuie să am aceeași așteptare. De aceea problema mea cea mai mare și de fapt speranța mea cea mai mare este să-L aștept pe El. Când va veni, dacă mai stă 1000 de ani pe pământ sau mă duce acasă atunci, treaba lui! Eu sunt cu El și voi fi cu El. Și îmi spune Isaia 46:11, vom fi turma Lui, îngrijiți de El. Și îmi spune Isaia 62:10, vom fi răscumpărați pe veci la venirea Lui. Și îmi spune Luca 6:20, și citiți dumneavoastră acolo, ferice de voi, care plângeți că atunci vom moșteni împărăția, voi fi cu El. Așa de mult mi-a plăcut gândul lui Adi, prima dată când se vor deschide ochii, îl vom vedea pe El. Iubiților, vreau să vă spun imaginea aceasta despre venirea Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului, unii vor spune, nu tu ești, nu așa arăți în poze, nu așa te-am văzut pe pereți, nu tu ești. Și știu că am dreptate pentru că Apostolul Ioan, când Domnul Iisus Hristos era pe pământ și a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos, țineți minte, nu? Atunci înainte de Ghețiman. Și a pus capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Și apoi Apocalipsa 1 ne arată imaginea când îl vede în cer pe Domnul Iisus Hristos și cade la pământ. Și este Hristos glorificat în ceruri. Cine este El în ceruri? Fiul lui Dumnezeu. Și va veni pe norii cerului. Și unii vor spune, nu tu ești, pentru că acum caută o imagine omenească, un surogat. Totdeauna mă gândesc când văd pe marginea drumului, la intrare și la ieșire din sate, troițe și cruci cu poza Domnului Iisus Hristos, mă gândesc, știți cum sunt frații mai în vârstă, bunicile noastre, care au un album cu poze. Și când te duci pe la ei, se uită și zice, băi, ce vremuri. Ce vremuri. Sincer vă spun, cred că așa se uită la rău și zice, măi, ce vremuri când l-am ținut pe cruce. Ce vremuri când ne-am dut cuie în păr. Și a stat pe cruce și am crezut că l-am terminat. Ce vremuri. Dar mi-a durat mult. Pentru că mormântul nu-l poate ține. Pentru că crucea nu l-a putut ține. Moartea nu l-a putut ține legat. El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Amen. Și va veni să-și adune copiii în toate țările, în toate colțurile lumii. Și va lua să fie cu El în veci. Amin. Amen. Asta este răspândirea care ne așteaptă. Să fim cu El în veci.
Merg mai departe, frații mei. Apoi continuă și ne coboară puțin cu picioarele pe pământ. Spune așa. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun astfel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Și acum vreau să vă atrag puțin atenția. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Amin. Auziți ce spune aici? Una din răsplătirile faptului că umblăm după Dumnezeu și pe căile Lui este ascultare în rugăciune, putere în rugăciune. Suntem ascultați când ne rugăm. Vreau să nu vă uitați așa că e un lucru de puțin. Stați să vă spun, musulmanii se roagă de 5 ori pe zi, nu? În China, și știți că v-am mărturisit data trecută că am fost cu ajutorul lui Dumnezeu în China, în China se roagă de 5 ori pe zi în limba arabă și nu înțeleg nimic. E ca și când eu m-aș ruga în ungurește. Aș învăța pe de rost și m-aș ruga. Nu înțeleg nimic, dar se roagă de 5 ori pe zi. Budiștii se roagă de 2 ori pe zi, câte o oră dimineața, o oră seara. Și rugăciunea lor, mai țineți minte cum suna. Deci așa. Și la sfârșit când se întețește, se... Și se roagă de 2 ori pe zi. Unui Dumnezeu mort. De lemn. Și noi ne rugăm unui Dumnezeu care ascultă. Și îi spun, Doamne, sunt aici la spital. Sunt cu Tatăl lângă mine, te rog, ascultă-mă. Lasă diagnosticul să fie bun. Și Tatăl ascultă. Nu face totdeauna după mintea mea că ar fi vai și amar de mine. Și nu uitați un lucru. Lucrurile de sus se văd mai bine. Știe Tatăl de ce. Dar ascultă. Putere în rugăciune este răsplătirea pe care o avem pe pământ. Să poate să ne asculte Dumnezeu din cer când strigăm la El. Ăsta nu-i puțin lucru. Ăsta e mare lucru. Puterea în rugăciune spune, în primul rând, pentru vindecare. Iubită biserică, aveți pe buletinele bisericești aceiași oameni bolnavi? Și întrebarea mea foarte sinceră este, de ce? Unde sunt oamenii rugăciunii? Unde sunt oamenii care să-și plece genunchii? Unde sunt oamenii care se ceară ca Elie, care era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi, versetul 17, și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a luat deloc în țară, 3 ani și 6 luni. Și apoi s-a rugat din nou și celul a dat ploaie. Unde sunt oamenii rugăciunii care să-și petreacă nopțile pe genunchi și să strige către Dumnezeu și lucruri să se întâmple? Casa aceasta va fi numită o casă de rugăciune și biruințele sunt pe rugăciune. Răsplătirea noastră mare este putere la rugăciune pentru vindecare. Dacă nu ne rugăm, spune Psalmul 21, să te asculte, Domnul, în ziua necazului. Păi dacă nu te rogi, ce să te